perioada verii trebuie să avem grijă nu numai de sănătatea pielii, ci și de sănătatea ochilor. La ce trebuie să fim atenți, ne spune doamna dr. Mihaela Puianu, medic primar oftalmolog. Bună ziua, doamna doctor, bine v-am regăsit! Bună ziua, bine ați venit! Este o perioadă în care trebuie să avem mare grijă de sănătatea ochilor. De obicei, în sezonul cald, suntem atenți la sănătatea pielii. Însă este de recomandat să nu uităm și de ochi. Cea mai frecventă întrebare, normal, este legată de acțiunea razelor ultraviolete. Cât de mult pot ele să ne afecteze ochii în această perioadă? Da, este normal să ne protejăm, mai ales în perioada verii, pentru că, după câte știm, radiațiile ultraviolete pot determina afecțiuni grave la nivelul globului ocular. Dacă vorbim de polul anterior al globului ocular, conjunctivă, cornee, cristalin, lentila ochiului care ne ajută pe noi să vedem, determinând cataracta, dar cele mai grave afecțiuni sunt determinate la nivelul retinei, acolo unde se formează vederea centrală și câteodată aceste afecțiuni sunt irreversibile. Apelăm la ochelarii de soare în această perioadă, însă este foarte important să știm cum să îi alegem. De ce trebuie să ținem cont? Da, ochelarii de soare sunt o modalitate de protecție, precum și o pălărie sau umbreluța, iar când alegem un ochelar de soare trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, atât la noi cât și la copii. În primul rând ar trebui să alegem un ochelar dintr-un magazin specializat, adică dintr-un cabinet de oftalmologie sau cabinet de optică medicală specializată. De ce? Atunci când alegem un ochelar dintr-un astfel de cabinet, avem garanția că în lentila respectivă există filtru de protecție, care ne protejează, evident, împotriva ultravioletelor. Când alegem un ochelar la întâmplare, la colț de stradă, de pe tarabă, nu facem decât să ne facem mai mult rău. De ce? Acel ochelar nu are garanția că există acest filtru de protecție și atunci o lentilă închisă la culoare nu face decât să determină dilatarea pupilei, care lasă să intre mai multe raze UV în ochi decât ar intra în mod normal. Așa că recomandarea este să mergem undeva într-un cabinet specializat și acolo avem garanția, această garanție. De ce? Trebuie să fim atenți foarte bine la inscripția de pe ochelar, să avem acel ce e inscripționat pe marginea ochelarului. Această inscripție ne arată nou că este conform standardelor europene. Trebuie să avem scris pe ochelar protecția 100% UV sau 400%. Avem în certificatul de garanție al ochelarului respectiv trecut tipul filtrului UV, adică dacă lentila este normală, fotocromatică, polarizată, degradé, calitatea lentilei. Este foarte important să nu facem rabat de la acest lucru și să purtăm atât noi cât și copiii ochelari de soare și să-i alegem în mod corect. Da, la copii există argumente pro și contra folosirea acestui ochelar de soare. Dacă totuși optăm pentru protejarea lor atunci când mergem la mare, da, unde este indicat, când avem o expunere mai mare la razele UV sau când copilul de la vârste mici, 3 ani, schiază și mergem la munte, putem folosi ochelarii de soare. La fel, ținând cont de aspectele pe care le alegem și la adulți. Dar la ei trebuie să avem mare grijă pentru că analizatorul vizual al copilului este în deplină dezvoltare la acea vârstă și nu trebuie să facem un exces de acești ochelari. Ei nu trebuie folosiți în interior sau mai mult decât este nevoie, deoarece nu lăsăm să se dezvolte corespunzător analizatorul vizual, chiar nu știu, la locurile de joacă ei pot deveni cauza unor traumatisme oculare, unor accidente, evident, traumatisme oculare destul de grave. Ochelarul heliomat poate să înlocuiască cu succes un ochelar bun de protecție solară? Da, ochelarul heliomat poate înlocui cu succes ochelarul de soare. Ochelarul heliomat față de ochelarul de soare are un avantaj. Aici, ochelarul heliomat de obicei îl alegem la pacienții cu dioptrie. Dar acum știm că există variante și de ochelar de soare cu dioptrie. Da? Pentru toți pacienții există această variantă de ochelar de soare cu dioptrie. Ochelarul heliomat, în schimb, având filtrul de protecție afară, putem să-l lăsăm și în interior fără să-l dăm jos. Ochelarul de soare îl folosim doar afară, în interior trebuie să avem alt ochelar dacă purtăm o dioptrie.
Dar și aici există variante, purtarea unor lentile de contact sub ochelarul de soare. Există foarte multe variante pentru pacienții cu dioptrie. Se spune că ochii deschiși la culoare verde-albastru sunt mai sensibili la soare. Este adevărat sau vorbim doar de un mit? În principiu, când vorbim de ochi deschiși la culoare, vorbim de o hipopigmentare. Pacienții cu ochii deschiși la culoare au și tegumentul deschis la culoare, au și părul mai deschis la culoare. Deci vorbim de întreg organism și atunci, da, avem o sensibilitate mai mare la ultraviolete și cu atât mai mult trebuie să ne protejăm și ochișorii. Sunt foarte multe persoane care atunci când pleacă în concediu la mare sau merg la piscină preferă lentilele de contact în detrimentul ochelarilor. Ce ar trebui să știe din acest punct de vedere? Alegem această variantă, dar care sunt regulile de respectat? Da, lentilele de contact sunt o variantă ușoară, modernă, din ce în ce mai mult în zilele noastre se folosesc aceste lentile de contact, dar trebuie să avem o mare atenție atunci când înotăm cu lentilele de contact. Dacă totuși alegem această variantă, e un risc, dacă totuși alegem varianta să înotăm cu lentilele de contact, trebuie să știm că majoritatea lentilelor de contact sunt lentile moi și la aceste lentile moi, porii absorb foarte bine atât chimicalele cât și bacteriile din apă și pot determina, absorb în spatele lentilei și pot determina afecțiuni foarte grave la nivelul corneei. Dacă totuși riscăm și ne asumăm acest risc să notăm și depindem de aceste lentile de contact, recomandarea este să folosim lentile de contact de unică folosință, acelea zilnice, pe care le putem îndepărta după ce am ieșit din apă și, bineînțeles, ochelarul de not, da? Neapărat obligatoriu. Dacă folosim lentile de contact lunare, atunci trebuie să avem grijă atunci când ieșim din apă să le spălăm, să le dezinfectăm foarte bine în soluția lor. La cele zilnice, avantajul este că ele sunt pe o perioadă determinată de câteva ore pe zi, așa că atunci când ieșim din apă putem să le schimbăm cu altele sau să alternăm cu ochelarul de vedere. E o variantă ok și sigură. Pot și copiii să poarte lentile de vedere? Recomandați acest lucru? La copii discuția este mai amplă, sunt lentile de contact pentru copii în anumite afecțiuni, dar recomandarea lentilelor de contact la copii este după vârsta de 18 ani. Sunt lentile de contact pentru afecțiuni care se recomandă și se folosesc, dar nu pentru a merge la mare sau alte ocazii. Vă mulțumim foarte mult!